Bună ziua și bine v-am regăsit la Sănătate și Frumusețe! Am revenit la salon, iar în emisiunea de astăzi vom afla care sunt ultimele tendințe în materie de coafură și machiaj. Bună ziua și bine v-am regăsit în această zi minunată de toamnă. Deși este o libertate totală în ceea ce privește tendințele, totuși am să vă dau câteva idei. În materie de vopsire încă se poartă ombre, însă cu o trecere mai lină. De asemenea, se poartă rădăcinile închise cu șuvițe în tonuri asemănătoare, arămiuri în diverse tonuri, iar pentru doamnele și domnișoarele nonconformiste, șuvițele colorate, precum rozul, albastru, verdele sau alte nuanțe pe care le doresc. Ce vom realiza astăzi? Astăzi o să vă realizez o coafură din împletituri și vă invit să mă urmăriți pe măsură ce o realizez. Thank you.
aceasta este coafura pe care am realizat-o și care, după părerea mea, întruchipează foarte bine acest anotimp minunat. Dragele mele, meditați, dansați, cântați, iubiți, iubiți-vă corpul, iubiți-vă pielea, iubiți-vă părul, bucurați-vă și treziți-vă frumusețea interioară. Materie de machiaj. Bine v-am găsit și bine ați venit din nou la noi în salon. Pentru toamnă încă mai avem puține raze de soare. Atunci când este însorit ar fi extraordinar dacă am închide puțin tonurile obișnuite de culori. Iar atunci când este mohorât să le deschidem puțin, să atragem cât de cât lumina către noi. Se poartă machiajul puțin extravagant, se poartă și cel natural, dar în general mergem pe culorile toamnei, pe ruginiu, pe auriu, pe ocru, pe maroniu, pe culori pământenii, pe marouri în general. Ce machiaj vei realiza astăzi? Astăzi mi-am propus să realizez un machiaj pe prietena noastră Roxana, în culori cât mai tomnatice, să mergem pe aurii și pe un ocru interesant.
acesta este machiajul pe care vi-l propun pentru astăzi și care consider eu că se potrivește foarte bine și cu coafurii și acestui sezon de toamnă. Vă doresc o toamnă frumoasă și îmbelșugată! Aici încheiem emisiunea de astăzi. Până săptămâna viitoare, toate cele bune! La revedere! Salon. Frumusețea trezește sufletul la viață! Lorena Beauty Salon.